Rămânând înaintea Domnului ridicați pe picioare, vă invit să deschidem Sfintele Scripturi și să urmărim citirea, să ascultăm cuvântul citit din Psalmul 127, începând cu versetul 3 până la versetul 5 inclusiv, pagina biblică 630 pentru cei care aveți traducerea Cornelescu. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, că cei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Amin. Vă invit să reocupați locurile și din toată inima putem să spunem ca binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos și Mântuitorul nostru acum și în veci. Amin. E o zi de sărbătoare, ziua aceasta, se apropie de apusul soarelui, de încheierea zilei și într-o astfel de zi de sărbătoare, o zi a Domnului, în care Dumnezeu ne-a făcut parte de bucurie și de veselie, împreună cu această familie Brazovan, Ovidiu și Laura, suntem la un moment de părtășie în casa Domnului, în prezența Domnului, în prezența Evangheliei și în prezența Duhului Sfânt care este în noi și care cercetează sufletele noastre, lăudat să fie Domnul. Mulțumim Domnului că suntem aici, mulțumim familiei Brazovan pentru invitație, mulțumim bisericii familiei mari din Făget care ne-a primit cu căldură, Dumnezeu să vă binecuvânteze cu viață veșnică pe toți, pe părinți, pe bunici și pe copiii dumneavoastră. În ziua aceasta am auzit pe fratele Ștefi în seara aceasta spunând, a fugit de aici. S-o duc jos. Cântă jos. Spunând că speră să nu-l sperie pe micuțul Ianis cu acordionul. Ori noi, ca familie, ca frați în Domnul Iisus Hristos, părinți, bunici, tineri și tinere, trebuie să-i creiem în primul rând lui Ianis un ambient în care să se simtă bine. El vine dintr-o cameră liniștită, unde aude vocea mamei zilnic și aude vocea tatălui zilnic. El acolo n-a avut ocazia să audă bateriile, basul, acordioane, tocmai de aceea instrumentiștii sunteți solicitați. Totdeauna când sunt astfel de sărbători în casa Domnului, în armonie, în liniște, să folosiți instrumentele ca cei mici care intră și au o valoare mare înaintea Domnului, să poată trăi, să poată avea sentimentul că este tot acolo, în casa Lui, de fapt, în familia cea mare, dar în casa Lui. Nu cumva instrumentele acestea să producă tulburare, să producă agitație în viața Lui și dintr-o dată să-L vezi că nu mai stă cu minte, devine agitat, mama trebuie să iese afară și vai ce copil are fratele Ovidiu, numai plânge. Păi plânge din cauza noastră. Mulțumim Domnului că a vostru nu a plâns. Dar ne rugăm ca în continuare, în anii care urmează, cei care folosesc instrumentele, să le folosească cu înțelepciune. Pentru că, nu uitați, până și Biblia zice, în liniște și în pace va fi mântuirea voastră. Doamne, revars-o! O revărsat-o în familia voastră și zic Domnul să vă binecuvânteze, o revărsat-o în biserica sa de la Făget, Domnul să vă binecuvânteze. Știți de fapt care printre altele mai este menirea bisericii? Să păstreze liniștea și pacea ca să se poată bucura de mântuire, Dumnezeu să ne binecuvânteze cu ea. Amin. Și noi să ne dăm silințele. Acum, trecând de la capitolul acesta, trecem la cei bătrâni cu peri cărunți, părinții tăi, frate Ovidiu, părinții tăi, sora Laura, citesc pentru dumnealor câteva versete scrise în Scriptură, având în vedere evenimentul acesta atât de frumos în familie. În Proverbe, la capitolul 19, spune capitolul 17, spune cuvântul Domnului, versetul 6, următoarele. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor. Acum nu o să vă supărați familii, familia Brazovan și familia, am notat, Atanas, că Biblia vă numește bătrâni. Bucurați-vă, căci copiii dumneavoastră vă aduc o cunună. Priviți spre copilul acesta, termenul nostru popular și biblic, de fapt, nepot, el este o cunună pentru dumneavoastră. Pentru sora Maria, pentru sora Domnica, pentru fratele Brezovan, Petru.
pentru tatăl tău, este o cunună. Nu știu câți nepoți ai dumneatale, frate Brazovan. Așa, astăzi vi se mai adaugă o cunună. Biblia spune, copiii copilor sunt cunună. Deci priviți copilașul acesta, stimați bunici, ca pe o cunună pe care vă rânduie Dumnezeu în familia copiilor dumneavoastră. Și niciodată să nu vă fie povară cununa aceasta, ci bucurați-vă. Păstrați-o cu grijă, dacă vreți, aranjați-o, faceți-o să strălucească prin învățătura bunicilor, prin sfatul bunicilor, prin susținere financiară, prin susținere materială, prin tot ceea ce Dumnezeu v-a dat și va binecuvânta pe dumneavoastră, faceți în așa fel, de fapt investiți în cununa aceasta, în nepotul dumneavoastră și Dumnezeu să vă ajute. Și acum, câteva cuvinte și pentru tine, frate Ovidiu, văd că îl ridici tare sus. Să-l vadă toată biserica. Domnul să-l binecuvânteze. Citesc în cartea Domnului cuvintele citite, de fapt, unde spune versetul 3, iată, vorbea Domnul prin Duhul Sfânt, iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Frate Ovidiu și sora Laura, știu că a fost pentru tine momente grele, delicate, gânduri multe ți-au trecut în momentele acelea și strane câteodată când a fost evenimentul acesta al nașterii, dar cu ajutorul Domnului a trecut. Privește acum spre el și ține minte, este o moștenire de la Domnul. El nu este o piedică în calea fericirii voastre. El nu este o piedică în calea progresului familiei voastre. El nu este piedică în calea mântuirii voastre. Cel este o binecuvântare, o moștenire pe care v-a dat-o Domnul. Ferice și înțelept este omul acela care primește toate moștenirile care îi sunt rânduite. Noi trăim într-o vreme în care societatea în care noi trăim fac toate eforturile, depun toate eforturile să diminueze nașterile de copii. Dar ca biserica Domnului și voi ca mădulare în trupul Domnului Iisus Hristos, fiți înțelepți, primiți moștenirile. Sunt atâția care n-au nevoie de moștenire. Mie nu-mi trebuie. Am una, mi-e destul. Ce-mi trebuie a doua, îmi trebuie a cincea. Lăsați câte vi le dă Dumnezeu. Fiți înțelepți. Priviți în viața voastră în urmă, la părinții voștri, deosebi tu ca și cap de familie, și ai să vezi că tatăl tău va primi pe toți cu bucurie. Și dacă te uiți prin sală, l-am văzut pe fratele Tică, pe fratele Dănuț, pe alții pe aici, îți bine sănătoși, zicem noi, termen popular, mari și tari, slăviți să fie Domnul. De ce n-ar fi așa și copiii tăi? De aceea, citesc, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Soră Laura, rodul pântecelui este o răsplată dată de el, de Dumnezeu. Mulțumește Domnului pentru aceste răsplătiri. Prima care a venit în familia dumneavoastră. Când vorbim despre copiii aceștia, aș vrea să nu uităm implicația lui Dumnezeu în ceea ce privește familia. Nu vorbim de societate, noi vorbim de poporul Domnului, de biserică, de mireasa Domnului. În Scriptură, dacă este să priviți cu atenție, una din luptele diavolului față de poporul lui Dumnezeu, Israel, a fost încă de la început, de când erau în Gosen, să oprească nașterile de copii. Aduceți-vă aminte! Pe vremea când erau acolo în Gosen, acel faraon care nu l-a cunoscut pe Iosif, nu a cunoscut binele care l-a făcut Dumnezeu prin Iosif poporului egiptenilor, a început să asuprească și să dea legi aspre ca poporul să nu se înmulțească. De fapt, în urma acestor legi, era diavolul care căuta să lovească în poporul lui Dumnezeu. Și dacă vreți, înțelegem din Scriptură următoarele, că Dumnezeu, de la început, a hotărât, acesta este poporul meu, Israel, alesul meu, iar celelalte popoare au fost numite neamuri. În vremea care noi o trăim, Dumnezeu la rândul său a ales un popor al său numit biserică sau mireasă și este poporul lui Dumnezeu. Iar ceilalți sunt neamurile. Diavolul lupta nici în trecut, nici în prezent n-a dus-o cu neamurile. A dus-o cu poporul lui Dumnezeu, în trecut a dus-o cu Israel, astăzi o duce cu biserica, de aceea având în vedere că avem de dus o luptă, să ne luptăm în lumina Evangheliei și Domnul să ne dea biruință.
Faraon a luptat, condus de duhurile rele, de diavolul, ca să stârpească, să elimine, să diminueze nașterile în țara, în poporul evreu, ca să nu se înmulțească. Domnul însă a vegheat, a ridicat o izbăvire și l-a ridicat pe copilul acela Moise, care a ajuns la o vârstă majoră, la 40 de ani, pleacă în pustie, se întoarce la 80 de ani, sub tungerea Duhului Sfânt și scoate pe evrei de acolo. Ajung în țara făgăduinței și în țara făgăduinței diavolul se ține după ei, în țara Canaanului. Acolo abate inima poporului, când într-o parte, când în alta, și vă rog, aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat când își aduceau copiii ca jertfă lui Moloch. Era tot uneltirile diavolului, îi ardeau un foc în cinstea lui Moloch cu alt scop, să diminueze înmulțirea poporului. Ani au trecut, au ajuns să-i aducă ca jertfă dumnezeilor Sefarvaimului. Și în scurgerea istoriei, aduceți-vă aminte, când s-a născut Domnul Iisus Hristos, câți copii n-au murit atunci din porunca lui Irod? Câți copii n-au pierit în cursul istoriei? Și toate acestea ne demonstrează că diavolul luptă împotriva familiilor care fac parte din poporul lui Dumnezeu. De aceea, fiți înțelepți și într-o vreme ca aceasta, acceptați voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dumnezeu să ne ajute. Amin. În vremurile noastre au venit diverse curente care au spus: familia e bine să fie programată. Au venit alte curente cu alte învățături și metode de a nu primi moșteniri ca acestea în casa noastră. În ultima vreme s-a ridicat și învățătura că Dumnezeu este suveran, dar în cameră soțul și soția, acolo nici Dumnezeu nu se implică. Greșit total. Dacă este un Dumnezeu suveran, are toată autoritatea în cer și pe pământ și în orice loc. Numele Lui să fie binecuvântat. Haideți dar să învățăm câteva cuvinte din Scriptură, iubiți frați și surori, și de ce nu și frate Ovidiu. Aducem aminte că în Scriptură spune următoarele: un copil mai mare ca acesta, căci putea vorbi ca cei de aici de pe bancă, sau poate și mai mare, a stat de vorbă cu Domnul și spune Scripturile, în Ieremia, la capitolul 1, următoarele, versetul 4, Ieremia scrie cartea lui și spune: cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Și ce vorbește Domnul? Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Frate Ovidiu și sora Laura, înainte de a avea loc această întocmire în pântecele mamei, Domnul îl cunoștea pe Ianis. Credeți? Da, așa. Dumneavoastră credeți? Noi credem Scripturile. Nu ne interesează ce zic alții, ne interesează ce zice Dumnezeu. Și citesc: mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și pe noi, pe fiecare în parte. Și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Ce minunat și măreț Dumnezeu avem! Dacă fratele Ștefi își dorea ca Ianis pe viitor să fie un bun cântăreț, eu zic până la 18 ani și de acolo să înceapă în slujire prin darurile Duhului Sfânt. De ce nu un proroc? De ce nu ca bunicul, un păstor? Doamne, dă! Barim dumitale, ești de acord? Așa. Pentru că Dumnezeu este Cel ce ne cunoaște înainte de a ne fi întocmit. Aduceți-vă aminte, cu sute de ani Domnul vorbește și spune: iată, fecioara va rămânea însărcinată și va naște un fiu și numele lui va fi Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi, mărire Domnului. El cunoaște peste sute de ani ce va urma, El cunoaște câți copii vei avea în viață, câți copii veți avea în viață, El știe și pe care îi veți primi și pe care veți omorâ. Prin diverse metode, înainte de concepție sau după concepție. De aceea, teme-te de Dumnezeu care cunoaște totul. Mai citesc un cuvânt în cartea Domnului la Geneza, capitolul 17. Domnul stă de vorbă cu Avram și ascultați ce spune Dumnezeu ca să putem înțelege măreția lui Dumnezeu și a tot știința lui. Spune cuvântul Domnului astfel: pe când Avram stătea de vorbă cu Dumnezeu, în versetul 20, Domnul îi spune lui Avram: dar și cu privire la Ismael te-am ascultat.
Iată-l voi binecuvânta, îl voi face să crească, îl voi înmulți nespus de mult. Și vă rog, fiți cu luarea minte, 12 voievozi va naște și va face din el un neam mare. Nici nu era căsătorit Ismael când Domnul îi spune că din el se va naște 12 căpetenii, 12 voievozi. Pentru că Dumnezeu cunoaște viitorul fiecăruia, și a lui Ianis, și a lui Ovidiu, și a lui Laura, și a dumneavoastră fiecăruia în parte. Acesta e Dumnezeul căruia noi ne închinăm, în care credem și pe care îl slujim cu dragoste și în ascultare. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Citiți în capitolul 25 Genesa și veți vedea că cei 12 voievozi sunt toți scriși acolo. Căci Dumnezeu ține cuvântul, El nu poate să mintă. Lăudat să fie Domnul, că n-avem un Dumnezeu mincinos, ci un Dumnezeu care iubește adevărul și ne iubește pe noi și copiii noștri, numele Domnului să fie binecuvântat. Asta este prima parte, dacă vreți, din implicarea Domnului înainte de întocmirea în pântecile mamei. Isaia 43:44 spune cuvântul Domnului următoarele lucruri. Versetul 24. Așa vorbește Domnul răscumpărătorul tău, cel ce te-a întocmit din pântecele mamei tale. A doua fază, în familie, Dumnezeu este cel care dă copii. Sunt atâtea familii care își doresc copii și nu au, pentru că rețineți, Dumnezeu e cel ce dă copii. Și aici spune, așa vorbește Domnul, cel ce te-a întocmit. Primul cuvânt îl are Dumnezeu. Și la întocmirea lui Ianis a contribuit primul Dumnezeu. A știut că se va naște în familia voastră. Și El l-a întocmit în familia voastră. Mulțumiți lui Dumnezeu! Citesc și în Psalmul 139, cuvinte cunoscute de dumneavoastră, doar le aducem aminte. Spune aici psalmistul David, omul Domnului, versetul 13. Tu mi-ai întocmit rinichii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-erau rânduite. Totul este cunoscut de Dumnezeu. El a contribuit la formarea rinichilor, a mădularelor, a organelor. El, Dumnezeu, și datorită Lui astăzi ții tu un copil în brață, slăvit să fie Domnul. E moștenirea care ți-a dat-o Domnul. Privește-L cu drag și iubește-L în continuare. Domnul să fie lăudat. Deci în perioada de sarcină, cele 9 luni, Dumnezeu este implicat. A treilea lucru, citim în cartea Domnului la Iov, capitolul 39, cuvinte pe care omul acesta le rostește începând cu versetul 1 și Domnul îi pune o întrebare lui Iov. Știi tu când își fac caprele sălbatice puii? Vezi tu pe cerboaice când fată? Nu mergi tu lunile în care sunt însărcinate și cunoști tu vremea când nasc? Lăsați-mă să merg mai departe, dacă Dumnezeu știe când naște o căprioară, o cerboaică, numără lunile la animalele sălbatice de pe câmp, cu cât mai mult pentru noi, credincioșii Domnului, nu numără Domnul totul zile, luni, ceas și ani? Lăudați să fie Domnul! Și chiar săptămâna aceasta stăteam de vorbă cu una din fata mea și vorbeam tocmai despre evenimentul acesta. Medicii au zis, vei naște pe 25 și, surprinzător, a născut pe 26. Pentru că cel ce numără fără greșeală e Dumnezeu. Oamenii greșesc, poate să nimerească din când în când, dar autoritatea deplină și supremă în naștere și în numărarea zilelor și a lunilor și în aceasta o are Dumnezeul nostru, mărire Domnului. Acesta e Dumnezeul nostru, frate Ovidiu și sora Laura. Înainte de întocmire, El știe ce se va întocmi. Contribuie la zămislire, la rărunchi, la formarea copilului. Numără lunile, știe lunile care le-ai avut, știe suferințele prin care ai trecut, știe ceasul când trebuia să naști, că El e Dumnezeu. Măriți să fie Domnul! Surorilor,
puneți-vă toată nădejdea Domnul și aveți credință în El. Dacă așa de minuțios privește Domnul spre familiile noastre, hai cu iubire să căutăm să facem voia Lui. Și Dumnezeu să ne ajute. Mergem mai departe, frate Ovidiu. Multe familii își pun mereu întrebarea, și câți copii să facem? Și probabil te-ai întrebat și tu cu Laura, măi, știi, așa de greu a fost la naștere, cine știe câți o mai avea? Cine știe câți o mai primi? Să facem și noi ceva, să nu facem și noi ceva. Sunt atâtea sfaturi, dăm voie să spun, demonice, ca să împiedice lucrarea lui Dumnezeu și totul ce a pregătit pentru familia voastră, nu luați seama la ele. Rămâneți la ce e scris în Scriptură și uită-te bine, repet, în viața părinților tăi, frate Ovidiu. Dacă Dumnezeu în bunătatea Lui cea mare, prin harul Său, a purtat de grijă așa de minunat familiei voastre, vreau să te întreb, v-o lipsi pâinea și apa din casă? V-o lipsit îmbrăcămintea? Știe Dumnezeu că poartă de grijă. Aveți încredere în Dumnezeu amândoi, că El vă va purta de grijă vouă și copiilor voștri. Citesc în cartea Domnului tot la Iov, având în vedere lucrul acesta, ce spune cuvântul Domnului la capitolul 5, la versetul 17 este un titlu, la adăpostul lui Dumnezeu, intrați și voi acolo, sau nu ieșiți afară de acolo. Spune aici cuvântul Domnului astfel, versetul 24, vei avea fericire în cortul tău dacă te vei încrede în Domnul. Vei avea fericire în cortul tău, îți vei găsi turmele întregi, îți vei vedea sămânța crescându-ți și odraslele înmulțindu-se ca iarba de pe câmp. Câți copii să avem? Omul binecuvântat de Domnul, care stă la adăpostul Domnului, în ceea ce privește binecuvântările materiale, Dumnezeu se va îngriji. Dar spune aici, odraslele înmulțindu-se ca iarba de pe câmp. Și acum priviți, vă rog, iarba. Sunt locuri unde este așa de mănoasă, încât oamenii își pasc oile acolo, animalele le duc acolo să pască iarba aceea deasă, mănoasă. Cine face iarba să crească? E Dumnezeu. Este în alt loc unde iarba este mai rară. Nu prea duce nimeni oile la păscut acolo. Și sunt locuri unde nu iarbă deloc. Dar acolo unde nu iarbă deloc, Dumnezeu a zis să nu fie iarbă. Acolo unde este puțină, Dumnezeu a zis să fie puțină iarbă, iar acolo unde este multă, Dumnezeu a zis să fie multă. Credem lucrurile acestea? Aduceți-vă aminte la crearea lumii, a pământului acestuia. El a rostit să dea pământul verdeață. Și dacă El a zis în Sahara să nu fie un fir de iarbă, păi nu este, căci cuvântul Lui e da și amin. Frate Ovidiu, privește în jurul tău, priviți în jurul dumneavoastră. Sunt familii care au primit mulți copilași. I-a dat Dumnezeu. Sunt familii care s-au temut de Domnul, au primit ce le-a dat Domnul, dar au primit mai puțin. Sunt familii care nu au deloc, pentru că nu le-a dat Domnul. Și am întâlnit familii care se roagă și postesc să le dea Domnul copii. Dar nu uitați în toate. Nu s-au amestecat și nu vă amestecați în a împiedica planul lui Dumnezeu, ci în frică și temere acceptați voia Domnului în familiile dumneavoastră. Căci El știe când să vă dea și cât să vă dea. Aveți credință în Dumnezeu. Vreau să vă întreb, credeți că Dumnezeu va ierta toate păcatele? Da sau nu? Puțin cred. Ei, dacă Dumnezeu a avut această putere și o are să ierte toate păcatele, credeți că veți ajunge în raiul lui Dumnezeu? Ei, dragii mei, dacă așa Dumnezeu mare avem, acel Dumnezeu mare știe să ne poarte de grijă cu mai mulți copii, cu mai puțini sau cu deloc, rămâne la voia Lui. Aduceți-vă aminte de o femeie care s-a dus la soțul ei și a zis, dă-mi copii ori mor. Cum se numea? Zice, stare. Hai să citim în Scriptură. Rahela. Dacă păstorul dumneavoastră zice Rahela, înseamnă că așa este, sigur așa scrie în Biblie. I-a spus lui Iacov, dăm copii ori mor. N-aveau copii.
Când Dumnezeu a decis, le-a dat. Dar până n-a decis, Dumnezeu nu le-a dat. De aceea, luați aminte, dacă Dumnezeu vrea să vă dea mulți, primiți pe toți. Dacă Dumnezeu vrea să vă dea mai puțin, primiți pe toți. Dacă Dumnezeu nu vrea să vă dea, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Mi-aduc aminte, frate Ovidiu și soră Laura, de o familie care primise în familia lor câțiva copii și sora, după atâtea nașteri, în fiecare an aproape venise câte unul, să nu te sperii, eu nu știu planul Domnului în privința voastră. A zis, măi, soțule, e tare greu, nu mai pot. Toți sunt mici, unul trage de o parte, celălalt plânge, la celălalt să-i dau piept și atâția sunt care nu mai primesc copiii, hai să facem și noi ceva. Și soțul acela a zis către sora, cunosc cazul personal, nu vă spun povești, frate Ovidiu și sora Laura, a zis, măi, te cred că e greu. S-o crezi și tu pe ea, că nu-ți spune minciuni când zice că e greu. Și când zice, azi ai stat cu mâinile pe sus, pe tavan, dar mai ial că nu mai pot, ial că nu mai poate. Soțul acelei surori a zis, facem ceva, ne rugăm mâine înaintea Domnului, postim și Dumnezeu să ne dea lumină, să nu luăm vreo decizie greșită. Fă și tu ca familia aceea, orice decizie ei, roagă-te Domnului. Și cu decizia aceasta s-au culcat. A doua zi dimineața, nici nu era ora 7 dimineața, când în poartă a bătut cineva. S-a dus soțul la poartă, era un vas a Domnului, zice, vreau să stau de vorbă cu tine și cu soția ta. Bine, poftim înăuntru. A intrat acolo la intrare în casă, sora ieșise și doar și-a luat un capot pe ea. Zice, m-a trimis Domnul să vă spun, să nu faceți ce v-ați hotărât să faceți ca să nu păcătuiți înaintea Domnului și să nu vă puneți mântuirea în pericol și să o pierdeți. Atât am avut, eu nu știu ce ați vorbit, nu știu ce hotărâre ați luat, dar Domnul m-a trimis să vă spun să nu faceți. A dat mâna cu noi și a dat mâna cu familia aceea și a plecat. Și familia aceea a înțeles că Dumnezeu veghează peste ei. Țineți minte, Dumnezeu veghează peste voi. Nu vă plecați urechea la șoaptă vrăjmașului. A mers la Faraon, a mers la Irod, merge astăzi prin popor pe la mulți și zice, ajunge, faceți voia lui Dumnezeu și veți avea parte de viața cea veșnică. Dumnezeu să vă binecuvânteze. În câteva cuvinte am încercat din Scriptură să vorbim despre implicația lui Dumnezeu în formarea, procreerea și nașterea copilului și a numărului de copii pe care îl decide Dumnezeu, așa cum decide și iarba de pe câmp. Și acum, frate Ovidiu și sora Laura, aduceți-vă aminte ce scrie în Proverbe. Din responsabilitățile părinților, învață pe copil calea care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea, lăudat să fie numele Domnului. Eu nu știu ce v-ați gândit să învățați pe copilul vostru. Poate să cânte, poate să spună un psalm, poate să învețe nu știu ce altceva, dar învățați-l în primul rând calea Domnului. În privința aceasta, stimați părinți din loc, de aici și pentru toți părinții, citesc în Cartea Domnului câteva cuvinte pe care omul lui Dumnezeu le-a rostit prin Duhul Sfânt, primite de la Dumnezeu, și spune astfel la capitolul 6, în mod deosebit dedicate pentru tine, frate Ovidiu, și pentru tine, sora Laura. Versetul 6, poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, ca părinte, și apoi să le întipărești în mintea copiilor tăi, poruncile Domnului, și să vorbești de ele când vei fi acasă. Când ești acasă? De acum de mititel, sora Laura, frate Ovidiu, cântați Domnului cu el pe brațe, rugați-vă cu el pe brațe, în subconștientul lui, în memoria lui fragedă, în inima lui micuță, melodiile acelea, cuvintele acelea se vor așterne așa frumos ca zăpada pe pământ și acolo sub zăpadă se ascunde grâul. Și când va ajunge ca acești copilași, vor fi obișnuiți deja cu cuvântul, cântare și cu rugăciune despre Dumnezeu. Apoi spune cuvântul Domnului aici, să vorbești cu el când vei fi acasă,
Când vei pleca în călătorie, când plecați în călătorie, cu mașina, cu avionul, vorbiți despre poruncile Domnului, fraților și surorilor, vorbiți cu copiii despre cuvântul Domnului. Mergeți în stânga, în dreapta, spuneți-le că Dumnezeu a creat munții, spuneți-le că Dumnezeu a creat pomii fructiferi sau pomii din pădure. Arătați-le natura în călătoriile dumneavoastră și prezentați-L pe Dumnezeu Creatorul, ca odraslele care vi le-a dat Domnul să cunoască atotputernicia lui Dumnezeu. Ca ei să știe că există un Dumnezeu atotputernic și creator. Citesc mai departe. Vorbește și pune, întipărește în mintea copiilor tăi când te vei culca. Fă-ți timp și stai cu copilul tău de vorbă, frate Ovidiu, soră Laura, de acu de mic. Vorbește-i, povestește-i, să-ți audă vocea, să se imprime în mintea lui. Să nu meargă după străinii de afară, ci să asculte de vocea tatălui. Nu știu cât de mult stați dumneavoastră, fraților, de vorbă cu copiii dumneavoastră. Aveți motivație, vin obosit de la lucru, nu mai pot. Mai spune tu nevastă că ești toată ziua aia, spune, nici eu nu mai pot, că am trebăluit prin casă cu atâtea. Și vă aruncați în pat unul lângă celălalt, copilul în pătuțul lui și noapte bună. Mi-aduc aminte de un frate, ca și voi, în vremea aceasta, care o trăim, fraților și surorilor, părinților, are 5 copilași. Împreună cu dumneata le-am fost la binecuvântarea ultimului copil la ei, la Arad, și ne mărturisea într-o împrejurare, așa, într-un cer mai răstrâns, zice, frate Gigi, vorbisem despre lucrurile acestea, zice, să-ți spun ce mi s-a întâmplat. Și spun și ție, Ovidiu, ce i s-a întâmplat. Constructor, ca și tine, case și așa mai departe, pereți și praf. Omul acesta a ajuns acasă obosit, s-a pus în pat, 2 copii lângă el, 2-3 pe el, și tata mai spune-ne o poveste. Și a început fratele să vorbească despre Moise și tot a vorbit Moise prin pustie, cu oile, a ajuns la rugul aprins și obosit și cu gândul la muncă, așa, între ațipială, zice, Moise a ajuns la rug și trebuie să fac plinul la motorină ca să am pe mâine, dar copiii, tata, dar Moise a avut mașină? Frate Ovidiu, nu uita, cât ai fi de obosit, vorbește copilului din Scriptură, acasă, înainte de culcare. Aici spune mai departe, vorbește copilului și întipărește în mintea lui și când te vei scula. Așa să se ajute Dumnezeu. Când te scoli și pleci la lucru, învață-l pe copil să se închine înaintea Domnului. Se pune la masă, sora Laura, învață-l să se închine acolo, să mulțumiți împreună lui Dumnezeu, vorbiți despre el, că Dumnezeu, uite, Dumnezeu face soarele să răsară. Și astăzi, dacă sunt nori și plouă, tot la porunca lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Domnul pe toți, fraților. Pentru că, în Scriptură am citit aici, ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Săgeți. Și ferice de cine își umple tolba cu săgeți cu ei. Hai să privim puțin la aspectul săgeți mamelor și taților. Și voi doi. Ce înseamnă de fapt o săgeată? Săgeta, în Scriptură de data aceasta, vorbind din versetul acesta strict în context, reprezintă copiii. Ei, dragii mei, aici este vorba despre o săgeată a ta, care o ai în tolba ta, una ai deocamdată. Ei, săgețile acestea, vine vremea când sunt scoase din tolbă și pleacă din tolbă. Este foarte important deci unde ajung. De aceea responsabilitatea despre care am amintit vă cade pe umerii voștri. Voi vă faceți datoria și chemați în ajutor pe cel ce veghează asupra tuturor lucrurilor și va binecuvânta munca voastră în ce privește copiii și educația lor. Ei, săgeata zboară, dar în ce direcție? În Scriptură avem și învățăm din Scriptură că săgețile pot zbura și să meargă la țintă și săgețile pot zbura și să nu ajungă la țintă. Și luăm ca exemplu, dacă vreți, pe regele David, a avut și el mai multe săgeți în tolba lui. Una dintre ele zboară din tolbă și zboară și zboară până când se ridică, se îndreaptă în loc să meargă spre țintă, se îndreaptă împotriva tatălui. Vă aduceți aminte cum se numea? Absalom. O săgeată care a plecat din tolba lui David, era rege, omul lui Dumnezeu, unsul lui Dumnezeu, dar săgeata aceasta schimbă direcția. Stimați tineri, tinere, nu vă schimbați direcția, căci când vă schimbați direcția, cel mai rănit e tata și mama.
Și priviți la Absalom, când și-a schimbat direcția, a străpuns inima tatălui și în urma schimbării de direcție vine și pedeapsa lui Dumnezeu. Și când a venit pedeapsa lui Dumnezeu peste Absalom, care și-a schimbat direcția, a murit Absalom. Știți ce tare l-a durut pe David? Vă aduceți aminte, fraților și surorilor, cum striga David? Ah, fiul meu! Ah, fiul meu! Cum n-am murit eu în locul tău? Atâta de tare l-a durut pe David săgeata aceasta care, în loc să meargă spre țintă, i s-a înfipt în inima lui. I-a zdrobit sufletul. Dumnezeu să ne păzească pe toți! Și cu săgețile care ni le-a dat Domnul să meargă spre ținta care au fost direcționate. Doamne ajută! Nu intrăm prea mult și zăbovim asupra lui Absalom, săgeată care a deviat. Și haideți să privim în Scriptură spre o altă săgeată, dintr-o familie cu 12 copii, copii însă care se invidiau unul pe celălalt, copii care nu se suportau unul pe celălalt și au început să facă partide între ei, între frați. Și când l-au văzut de departe pe la Dotan că vine Iosif, au zis, iată vine făuritorul de vise, hai să-l omorâm și să vedem ce se alege cu visele lui. O săgeată plecată din casa tatălui, ca și ceilalți. Și săgeata aceasta ajunge într-o groapă. Săgeata aceasta este vândută. Săgeata aceasta stă în casa lui Potifar și o femeie îl ademenește la imoralitate. Săgeata aceasta intră prin temnița lui Faraon, dar nu schimbă direcția deloc. Nici în groapă vândut de frații lui, nici în fața nevestei lui Potifar nu schimbă direcția. Săgeata aceasta nici în temniță acolo între ceilalți întemnițați nu schimbă direcția, deși stă ani de zile nevinovat. Săgeata aceasta își menține direcția în momentele grele, umilitoare, apăsătoare, în sărăcie, în prizonerat, vândut ca rob. Săgeata aceasta în cele mai umilitoare clipe ale vieții nu schimbă direcția. Ba dimpotrivă, el spune, cum să păcătuiesc eu împotriva lui Dumnezeu și să fac un păcat atât de mare? Săgeata aceasta însă ajunge a doilea după Faraon. Și cu toate că a ajuns la înălțimi așa mari, nu schimbă direcția nici acolo. El rămâne statornic și credincios lui Dumnezeu, ascultător de învățătura părintească, mărit să fie Domnul. Și îmi doresc, frate Ovidiu, ca Ianis să fie ca Iosif. Și Dumnezeu să-l binecuvânteze, Laura, pe Ianis al vostru. Săgeata aceasta trăiește 110 ani și înainte de a muri, moare și spune următoarele cuvinte, le citim în Cartea Domnului, în Geneza. El spune astfel către copiii lui, către cei care erau în jurul lui, nepoți, adunați, rudenii. Iosif a zis fraților săi, eu am să mor. Este o săgeată care nu și-a schimbat direcția. E conștient că moare, a ajuns la capătul zilelor, pentru că nu suntem veșnici. Dar citesc. Dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta pe care a jurat că o va da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Auziți ce nădejde avea omul acesta? El știa că moare, dar știa că Dumnezeu va cerceta țara și va scoate pe poporul acela din locul acela. Asta e nădejdea noastră, de fapt. Asta e nădejdea bisericii, a miresei, a părinților, a copiilor, a mamelor care îl slujesc pe Domnul. Și citesc mai departe, Iosif a pus pe fiii lui Israel să jure zicând, când vă va cerceta Dumnezeu, să luați și oasele mele de aici. El știa că Dumnezeu va veni să cerceteze Gosenul, va știa că poporul acela iasă afară de acolo și știa că oasele lui nu trebuie să rămână acolo. Ce săgeată binecuvântată! Nădejdea creștinului de astăzi, nădejdea familiei creștine, nădejdea copiilor creștini de astăzi, a pocăiților, dacă vreți, a celor ce se tem de Domnul, dacă vreți. Ei își mențin direcția și în sărăcie, și în prizonerat, și în clipe de ispită imorală, și în locurile înalte în societate, își menține direcția. Iar când este aproape de clipa morții, își mărturisește încă o dată nădejdea.
Eu știu că Dumnezeu va cerceta pământul și va strânge pe aceia care au făcut cu el un legământ prin jertfă și va duce în împărăția cerurilor. Trupul se duce în țărână, dar citesc ce a spus Iov în capitolul 19, cuvinte care doresc să rămână în fiecare inimă, a copiilor, a părinților, a fiecăruia. Iov spune astfel: aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte, aș vrea să fie săpate ca un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea, chiar dacă nu voi mai avea carne, adică moare, voi vedea totuși pe Dumnezeu. E nădejdea neprihănitului, e nădejdea cu care noi trebuie să zburăm în viață spre ținta făgăduinței. Hristos în voi, nădejdea slavei, mărire Lui. Citeți mai departe: îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Fie ca aceste cuvinte să fie săpate adânc în inimile noastre. Nădejdea vieții noastre, întâlnirea cu răscumpărătorul, întâlnirea cu mântuitorul, să fie adânc săpate în inima părinților și părinții să le transmită copilului. Dumnezeu să vă ajute, frate Ovidiu! Apropiindu-mă de încheiere, în responsabilitățile care le ai, frate Ovidiu, aș vrea să te întreb înainte de toate: cum ai vrea să fie copilul tău? O săgeată ca Absalom sau o săgeată ca Iosif? De vrei ca Iosif, învață-l pe copil calea Domnului. Fraților și surorilor, părinților, învățați-vă copilul ce este păcat și învățați-vă copilul ce nu este păcat. Învățați-l să deosebească dreapta de stânga. Învățați-l să deosebească răul și să deosebească binele. Dumneavoastră, ca părinți, aveți această responsabilitate. Noi trăim într-o societate unde nimic nu mai este păcat. Dar în Scriptură Domnul ne vorbește și ne prezintă o listă întreagă a celor care trăiesc în păcat și păcatele care sunt și duc la moarte, că plata păcatului e moartea. De vreți să trăiască copiii dumneavoastră, învățați legea Domnului. De vreți să trăiască copiii dumneavoastră viața cea veșnică, învățați cuvântul Domnului. Și să trăiască o viață în frică și temere de Dumnezeu. Noi trăim în vremea în care părinții așa de mult își doresc să ajungă copiii cât mai sus în societate. Cu cât e mai sus, cu atât e mai periculos, dragii mei. V-aș întreba, ce ați dori să vă ajungă copiii? Frate Ovidiu, ce ai dori să-ți ajungă copilul? Președinte? Ce ai dori copilul să-ți fie? Comandant militar? Sora Laura, ce ai vrea să-ți vezi feciorul când va fi mare, un mare arhitect? Ce-și doresc oare copiii în vremea aceasta? Să aibă bani mulți, poziție socială, poziție în biserică. În primul rând, dacă îmi doresc ceva pentru copilul tău, frate Ovidiu, doresc ca el să-și dorească mântuirea. Pentru copiii dumneavoastră, dați-vă toate silințele să fie conștienți că mântuirea e mai scumpă ca orice. Pentru că viața omului e scurtă, plină de necazuri, lasă poziția înaltă, lasă poziția în societate, își lasă meseria și va veni vremea când va sta în fața Marelui Dumnezeu care l-a creat și va da socoteală de viața care a avut-o. De aceea, într-o vreme ca aceasta, primul lucru, învățați pe copii să caute mântuirea. A doilea lucru, ca familii, fiecare își dorește copilul să nu mai muncească din greu. Faceți școli, faceți facultăți, dar trăiți viața ca Daniel, fără să vă spurcați cu lucrurile lumii de afară, ca să puteți moșteni viața cea veșnică. Ieremia a fost unul din copiii pe care l-a ales Domnul să fie proroc. Ce ai vrea? Copilul tău să fie polițai sau proroc? Sau amândouă? Ce ai vrea să fie copilul tău, sora Laura? Un medic
sau un evanghelist, sau amândouă. Nu este păcat ca un copil să fie pe o treaptă socială. Nici pentru Iosif n-a fost păcat să fie prim-ministru, dar și-a menținut direcția, ceea ce este foarte important. Nici Daniel n-a fost păcat că a fost acolo sus în poziția socială în care a avut-o, dar l-a slujit pe Domnul. Nu i-a fost rușine să se roage de 3 ori pe zi. Nu i-a fost rușine să se roage. S-a dus la casa lui și nu i-a fost rușine și greu să se plece pe genunchi. Când copiii dumneavoastră le e greu și nu le mai place să se plece pe genunchi, problemă. Opriți-vă împreună cu copiii dumneavoastră și învățați-i din nou să o iei de la început. Slujirea înaintea Domnului e mai importantă ca orice funcție în societatea aceasta. Și Dumnezeu mântuiește și pe acela care face agricultură, și pe acela care paște oile, dar mântuiește și pe acela care este rege, cu o condiție, ca ei să-L slujească pe Dumnezeu, să-și mențină direcția. Fraților și surorilor, rugați-vă pentru momentul în care copiii pleacă din tolbă, ca prin harul lui Dumnezeu ei să aibă o direcție sigură și precisă, ca și Iosif, unul din exemplele biblice, ca și Daniel, dacă vreți, ca și cei 3 tineri în fața cuptorului cu foc, nu și-au schimbat închinarea, ei l-au slujit pe Domnul până la capăt, slăvit să fie Domnul, și Domnul a fost cu ei, și Domnul să fie și cu Ianis. Dacă vrei, cum a fost cu bunicul tău? Cum este cu părinții tăi, să fie și cu voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi, cu viață veșnică și cu viață veșnică și pe Ianis. Și să-L iubiți și să-L păstrați pentru Domnul în curăție și cu trupul și cu sufletul și cu Duhul. Dumnezeu să vă ajute la aceasta pe voi și întreg toți părinții din Făget. Amin.